Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Începem azi o nouă campanie online care se intitulează Practica spirituală în diversele tradiții ale lumii. O campanie nouă, o campanie online pe site-ul editurii Herald și de asemenea pe pagina de Facebook, pagina oficială a editurii Herald. Așa cum v-am obișnuit, foarte multe materiale, înregistrări, interviuri cu invitații noștri despre acest subiect frumos, meditația, practica spirituală în diverse tradiții spirituale ale lumii, așa cum am spus. Deja există studii în toată lumea care spun că meditația, rugăciunea sau autoanaliza, introspecția, dincolo de aprofundarea unei căi spirituale, au efecte benefice imediate cu impact major asupra sănătății vieții noastre. Indiferent dacă ne referim la echilibrul fizic, la cel psihic, la cel mental, ele și-au dovedit eficiența în multe circumstanțe. Poate de la tratarea depresiei, angoasei și anumitor stări de anxietate, atacuri de panică, reducerea stresului până la îmbunătățirea concentrării, a atenției și a calității generale a vieții. Fie că ascultăm o meditație ghidată sau spunem o rugăciune, cu cât vom practica mai mult pe lângă baza teoretică pe care o luăm din cărți, cu atât ne vom apropia de cine suntem noi cu adevărat. Pentru că marile tradiții spirituale ne-au transmis deja aceste instrumente care pot transforma profund felul în care ne înțelegem pe noi și pe cei din jurul nostru. Vă invităm să navigăm, am putea spune, împreună prin diversitatea unor forme și practici, precum rugăciunea, meditația, practicile yoga, contemplația sau chiar exerciții de mindfulness prin prisma unei selecții de titluri care beneficiază de o reducere substanțială în cadrul acestei campanii online pe site-ul editurii Herald. În perioada 4-11 august vom încerca să învățăm, să cultivăm spiritualitatea în practica de zi cu zi, alături, cum spuneam puțin mai devreme, de practicieni de tradiții spirituale sau specialiști în tehnici actuale. Astăzi este alături de noi Vlad Nicodim, un drag prieten, și vom vorbi despre cartea Torța Certitudinii. Vlad este și practician, dar este și psihoterapeut. Lucrarea de față, Torța Certitudinii, de Yamgon Control, din colecția Himalaya a editurii Herald, tratează un subiect foarte important pentru practica budismului tibetan. Tehnicile preliminarii, acest set, am putea spune, de patru practici meditative, urmărește pregătirea aspirantului pentru inițierile superioare, în special cele tantrice, purificându-l și trezind în el atitudinea corectă față de practică și față de dharma. Vlad, aș vrea să-mi spui cum ți s-a părut această carte, pentru că noi la sfârșitul materialului, la sfârșitul intervenției noastre, vom avea și o mică demonstrație, să-i spunem, dacă pot să o numesc demonstrație, mai degrabă practică a meditației, pornind de la conținutul informațiilor din această carte minunată din colecția Himalaya, Torța Certitudinii. Cum ți s-a părut cartea și cât de importantă este meditația în viața noastră de zi cu zi pentru a ne găsi, cum spuneam mai devreme, echilibrul, armonia, pacea, liniștea sufletească, atât din punct de vedere fizic, și sunt convins că aceste practici meditative ne ajută și la întărirea sistemului imunitar, dar și din punct de vedere psihic și mental. Exact așa cum spuneai și mai devreme, unele tehnici au niște efecte foarte puternice și eu știu pe pielea mea cât s-a schimbat calitatea vieții, dar există acest risc, chiar mă gândeam când prezentai mai devreme, mă gândeam cât de atractiv este
să abordez această carte și informațiile din ea din perspectiva de psiholog. Adică este foarte atractiv pentru că și multă lume face asta, pentru că de ce stai, cum ar veni, în adăpostul propriei tale meserii pe care o practici zilnic. Și atunci este foarte facil, dar cred că este un pic greșit din două puncte de vedere. În primul rând, cel care vorbește intră într-o zonă de confort și atunci cumva îl trage înapoi. Și în al doilea rând, un astfel de domeniu este foarte greu să fie explicat printr-un alt domeniu. De exemplu, dacă stăm puțin să ne gândim tehnicile tibetane, se trag din o parte din ele se trag din religia Burn, care are multe mii de ani. Unii spun că peste 20.000, istoricii spun că undeva la 7.500, în timp ce psihologia a apărut undeva, să zicem, pe la 1879, odată cu Wundt, care a și făcut primul laborator de studii științifice psihologice la Leipzig. Deci are vreo 140 de ani și atunci este, cred eu, este aproape imposibil să explici o religie care s-a dezvoltat și a suferit schimbări în mii de ani, să o explici printr-un domeniu chiar foarte promițător și foarte, cum să spun, care detaliază foarte mult cum este psihologia, dar totuși este un domeniu de 100 și ceva de ani, psihologia. Și atunci eu trimit către înțelegerea domeniului respectiv prin practicarea domeniului respectiv. Asta nu înseamnă că nu sunt binevenite literaturile comparate. Adică este foarte interesantă o perspectivă psihologică asupra religiei sau o perspectivă istorică. Dar asta după ce am înțeles cu adevărat prin practică, după aia putem să vedem celelalte puncte de vedere. Exact ca și în muzică. Perspectivele matematice asupra muzicii sunt cunoscute. Unii spun că muzica este matematică, alții spun că muzica este și matematică, dar muzica se poate înțelege prin practicare. E un instrument, practici, să zicem, minim de 5-10 ani, după care ai o înțelegere directă asupra fenomenului și atunci poți să te duci și să vezi perspective matematice asupra muzicii sau perspective de fizică, ce este cu vibrația, fiecare notă are o anumită rezonanță. Bun. Întorcându-ne la această carte, a fost foarte interesant felul în care am primit cartea asta. Vorbeam cu Mihai Liță, care este și redactorul acestei cărți, și îi scriam, de fapt, despre ce carte citesc eu, citeam în momentul respectiv. Bineînțeles că mă așteptam acolo la o apreciere sau citeam o carte care mie cel puțin mi se pare dificilă. Dar Mihai a spus cumva că, da, sigur, neglijăm bazele și ne ducem direct către cele mai înalte învățături pentru că avem un ego foarte mare și vrem direct să vedem noi cât de buni suntem și cum ne ducem și înțelegem cele mai înalte învățături, mai ales că acum este și un flux foarte mare de tehnici, de învățături care înainte nu erau accesibile. Și discutând cu el, mi-a recomandat această carte și mi-a spus că cei mai mari maestri au practicat aceste baze chiar de mai multe ori. Deci practicarea bazelor durează foarte mult, pentru că este nevoie să practici fiecare bază de 111.000 de ori, se spune. Dar chiar și mantrele, se spune că ele încep să aibă efect și să le, cum să zic,
să le integrezi, după ce le-ai recitat de 111.000 de ori. Deci nu este ceva neobișnuit pentru o astfel de tradiție. Și mi-a dăruit această carte și pot să spun că este carte de bază. Este de fapt o introducere în budismul Vajrayana. Vajrayana sau vehiculul de diamant, cum mai este numit. Există chiar și un obiect ritualic în acest sens, care arată cam așa. El se folosește în ceremoniile Vajrayana și se numește Vajra. Și are o explicație foarte interesantă, pe care nu o voi da eu, pentru că maestrul Namkhai Norbu deja, cred că este pe YouTube, un video în care maestrul Namkhai Norbu explică foarte frumos ce semnifică acest obiect. Și explicația este foarte interesantă pentru că, în afară de faptul că ne introduce cumva în natura noastră reală, explicația intră și în filozofia budistă și explică niște termeni și niște concepte de acolo. Deci recomand pentru cine e interesat să aprofundeze subiectul. Autorul, Kongtrul, a fost un mare maestru și a avut un parcurs foarte interesant. El mai întâi a primit toate inițierile în Bön, care este o religie cu un puternic substrat șamanic. Apoi s-a dus și a fost inițiat în Nyingma, apoi în Karmakagyu. Deci, ca să sintetizez puțin, există patru mari, să nu le numim secte, că la noi în Occident cuvântul sectă are alte conotații, da. Are alte conotații, să le numim grupări. Există patru mari grupări în ceea ce privește Vajrayana. Și avem Kagyutpa, unde au fost foarte mulți maeștri foarte cunoscuți, cum sunt Tilopa sau Naropa. Apoi avem Katmapa, care acum se numește Gelupa. Este și tradiția din care provine Dalai Lama. De fapt, Dalai Lama este liderul acestei școli. Așa cum în Kagyupa, liderul este Karmapa. Apoi avem Nyingmapa și cea de-a patra este Sakyapa. Deci există aceste patru școli. Toate cele patru școli folosesc cele patru baze despre care se și vorbește în această carte. Dar diferă puțin abordarea. Spre exemplu, la Gelupa avem o puternică disciplină intelectuală, adică se pătrunde în cele patru baze prin intermediul intelectului, adică se învață foarte bine structura și filozofia și abia după aceea se trece la următorul pas de practică efectivă. În timp ce, să zicem, în Kagyupa, se pune mai mult accent pe meditație. Deci se pornește cumva cu liniștirea minții și cu această introspecție, cum spuneai mai devreme, și apoi se merge mai departe. Dar revenind la Kongtrul, că despre asta vorbeam, el a fost inițiat în toate aceste ramuri. Pe la 30 de ani el avea inițierile a 60 de lama. Deci este incredibil. În același timp, el a avut o viață și foarte agitată și a fost cumva, s-a implicat foarte mult și din punct de vedere administrativ și politic și a fost chiar, dacă nu mă înșel, parte din gruparea Rime,
care, apropo de cât de mult se poate transforma o religie în timp, că exact cum este și orice domeniu, cum e și psihologia, în timp se transformă foarte mult, să ne uităm la metodologia cercetării, ce schimbări a suferit. Și apar tot timpul noi ramificații, noi ale discipline respective, noi studii, apar, noi cercetări. Da, apar noi ramificații, altele sunt absorbite de altele, altele dispar. Exact așa și aici cu mișcarea RIME, care este o mișcare non-sectară și care practic a spus că toate școlile sunt, toate aceste școli sunt bune, nu există o școală mai bună ca cealaltă, ci doar sunt abordări diferite. Și asta este foarte frumos în budismul tibetan, că deși sunt multe grupări, bine, am enumerat 4 majore, dar ele sunt mai multe, dar, de exemplu, dacă te duci la un anumit maestru, el, dacă este sincer, sigur că va spune, cred că cel mai bine te încadra acolo, chiar dacă nu este gruparea lui, asta e foarte interesant. Să vorbim puțin despre cele 4 baze, că de fapt asta este și cumva inima cărții, să zic așa, practica în sine. Cele 4 baze sunt de fapt niște practici. Prima practică este refugiul, asumarea refugiului. Ce înseamnă asta? Este un termen foarte, cum să zic, poate occidentalului se va părea ciudat. Dar dacă o luăm acum pe parte psihologică și explicăm puțin, dacă suntem atenți, multe persoane își găsesc un refugiu în ceva. Că este o modalitate productivă sau neproductivă, asta e altă discuție, dar multe persoane se refugiază în artă, altele se refugiază în droguri. E și o formă de refugiu, sigur că nu este productiv absolut deloc. Alții se refugiază în sport, da? Să nu uităm persoanele care, fără să aibă vreun câștig neapărat, sunt foarte dedicate și fac câteva ore de sală zilnic. Și, adică sunt foarte multe forme de refugiu. Acum depinde foarte mult și către ce ne îndreptăm. De aceea aici refugiul constă în intrarea pe cale, practic. Și refugiul este în sutra este Buddha, Dharma și Sangha. Adică, când zici că te refugiezi în Buddha, nu ne referim la Buddha istoric. Aici vreau să dezbat puțin, deși nu știu dacă avem timp, dar multe persoane cu care am vorbit consideră că a te ruga la Buddha înseamnă a te ruga la Buddha Shakyamuni, Buddha cel istoric. Nu este adevărat. De fapt, statuile cu Buddha îl reprezintă pe ideea de iluminare, reprezintă ființa trezită. Și există și foarte multe simboluri într-o astfel de reprezentare și o să discutăm dacă avem timp puțin mai târziu. Dar atunci când te rogi la Buddha, este vorba despre a recunoaște în primul rând că această iluminare este în interiorul tău, pentru că în toate scrierile se spune că orice persoană are înăuntru natura de Buddha și reprezintă refugiu și aspirația ca tu să te străduiești și să ajungi să recunoști acest lucru prin practică. Deci când ne rugăm la Buddha, cam despre asta este vorba, nu despre un om sau o persoană sau un personaj istoric. Da, deci nu este un personaj istoric cel la care ne rugăm. Este ideea de Buddha, ideea de iluminare care este și în noi. Apoi avem Dharma, care presupune învățăturile lui Buddha, care se regăsesc în sutre, în tantre și așa mai departe.
și sangha, adică totalitatea aspiranților către același scop, adică către scopul de iluminare. Sigur că aceste trei aspecte de refugiu diferă de la o, nu de la o școală la alta, de la o orientare la alta. În Dzogchen este un pic altfel, dar este un pic mai, cum să spun, aici este mai ușor de explicat pentru că este mai concret. Cu cât te duci mai spre partea de Dzogchen, este un pic mai dificil de explicat, pentru că conceptele nu mai sunt atât de facile. Și acest refugiu merge mână în mână cu atitudinea, dezvoltarea atitudinii iluminate, sau cum se numește bodhicitta, care presupune, asta e foarte interesant la Mahayana, presupune să ajungi la iluminare și să atingi nivelul respectiv de Buddha, să devii practic un Buddha, dar nu pentru beneficiul tău, ci pentru beneficiul tuturor celorlalte ființe care suferă. Pentru că, și aici intrăm în cele patru adevăruri nobile ale lui Buddha, care se leagă de suferință. Deci suferința există, suferința are niște cauze. Din moment ce există și are cauze, are și un sfârșit. Și apoi calea spre a ajunge la sfârșitul suferinței. Deci această aspirație de bodhicitta care se cultivă prin practică presupune chiar amânarea intrării în nirvana pentru practicantul foarte, foarte bun și dedicarea tuturor energiilor, forțelor sale pentru a ajuta celelalte ființe simțitoare. Deci aici nu înseamnă doar oameni, orice ființă simțitoare suferă. Deci dedicarea întregii capacități pentru ajutarea celorlalte ființe. Aici se face distinția între Mahayana și Hinayana. În Hinayana se caută atingerea stadiului de iluminare, dar nu pentru beneficiul tuturor celorlalte ființe, neapărat. Aici totul se dedică spre acest deziderat. Apoi, deci asta a fost prima din cele patru baze. Apoi avem mantra celor 100 de silabe. Este o mantră a lui Vajrasattva. Vajrasattva este o ființă iluminată și are un rol de purificare. Sigur că este foarte bine să și înțelegem mantra. Nu este foarte scurtă, având 100 de silabe, dar trebuie să înțelegem exact. Și aici în carte este și mantra oferită, ceea ce m-a surprins că nu mă așteptam să găsesc mantra celor 100 de silabe într-o carte, așa, adică de circulație. Și este foarte bine să înțelegem, Vajrasattva este o divinitate iluminată. Și aici explică în tehnică să și vizualizăm această divinitate în momentul în care rostim mantra. Vajrasattva este asociat cu Sambhogakaya. Există trei aspecte ale existenței. Există Dharmakaya, Nirmanakaya și Sambhogakaya. Aici este vorba de Sambhogakaya, de aceea este legat și de aspectul de purificare. Apoi, cea de-a treia practică este ofranda mandalei. Este, nu știu dacă știi, există videouri în care tibetanii desenează sau construiesc din nisip niște mandale foarte complexe. Fiecare punct din acea mandală are o semnificație. Da, și o semnificație nu de cele mai multe ori ușoară.
Sunt tot felul de elemente foarte complexe și ei fac tot sub formă de ofrandă, pentru că, dacă ai văzut, acea mandală este distrusă după aceea. Deci te chinui nu știu câte zile în șir să o faci și o distrugi în câteva secunde. Aici sunt foarte multe lucruri de spus, dar mi se pare foarte relevantă ideea de impermanență, care iarăși ideea asta se găsește în tantre. Tot ceea ce există și este compus este impermanent. Și așa este, absolut tot ce există și este compus este deja ca și mort, pentru că deja se degradează. Deci asta este cu ofranda mandalei. Se face această mandală, se vizualizează, este o ofrandă vizualizată, iar cel de-al patrulea punct al bazei se numește Guru Yoga. Guru Yoga este foarte, foarte interesant, presupune conexiunea cu maestrii rădăcina ai tradiției. Acum, ce pot eu să spun și mi se pare chiar uimitor, este faptul că în momentul în care ai niște dubii legate de o anumită practică, să spunem că ai găsit o practică pe undeva destul de grea și, bineînțeles, că nu poți să fii sigur cum o stăpânești, pentru că sunt unele practici foarte complicate și mereu ai întrebări, adică apar neclarități, incertitudini, dar aici ar trebui mai așa sau mai așa? Bine, după ce practici, deci mai întâi practici nu știu câte zile și deja apar, da, acolo ce se întâmplă, acolo nu înțeleg, acolo. Foarte interesant este că această Guru Yoga, deși presupune cumva vizualizarea maestrilor rădăcină și sunt mai multe abordări, pot fi și absorbiții cumva prin vizualizare, sunt mai multe tehnici, dar e foarte interesant că după această practică cumva ți se rezolvă întrebările. Deci asta m-a frapat pe mine. Se rezolvă efectiv ca și cum ai primit răspunsul exact. Acum, asta voiam să mai spun legat de aceste divinități. Pentru cine a studiat puțin iconografia budistă, ei au niște picturi ale divinităților foarte interesante. Și tot așa, vorbind cu diverse persoane, din ce mi-am dat eu seama, oamenii înțeleg că, de fapt, te rogi acelei divinități. Adică, pur și simplu, o vizualizezi, este ceva care există și te rogi. Dar, de fapt, aceste iconografii sunt niște detalii foarte precise de practică. Deci, ele nu sunt, pictate așa pentru că sunt poziții foarte artistice. De exemplu, dacă am pe aici ceva la îndemână, de exemplu, dacă avem divinitatea Tara, vom observa că are un picior, nu stă în lotus. Nu stă în lotus, are un picior în afară. De ce oare este așa? Pentru că, bineînțeles, că o ființă complet iluminată poate să stea în lotus foarte ușor, nu e asta problema și noi putem. Are un picior în afară, pentru că asta reprezintă faptul că are un legământ făcut cu persoanele care aspiră spre iluminare și atunci va veni spre a-i ajuta. De aceea, oriunde în iconografie, dacă ne uităm, acest picior pus în afară simbolizează acest lucru. Dacă ne uităm la, de exemplu, Padmasambhava, tot așa are un picior în afară.
Și în general observăm asta nu numai în budist, dar chiar și în hinduism, foarte multe tot ce ține de partea aceasta de iconografie. Fiecare gest al mâinii, fiecare deget, fiecare picior, laba piciorului și așa mai departe, îndreptate într-o anumită direcție, are o semnificație aparte. Da, și chiar sunt anumite detalii care țin strict de respirație sau de contractarea unor mușchi. De exemplu, sunt foarte multe divinități, mai ales feminine, în budismul tantric tibetan, care au călcâiul piciorului unui picior dus în zona perineului. Aia, de fapt, această imagine îți arată faptul că trebuie să contracți într-un anumit fel în meditație partea inferioară, cum depinde și de tehnica folosită. De exemplu, un tummo, într-adevăr, trebuie contractat pentru că trebuie cumva presat și să se creeze foarte multă căldură în interiorul corpului. Și dacă ne uităm la divinitatea cu care te conectezi în practica tummo, vom vedea, dacă este bine explicată, vom vedea toate detaliile practicii ascunse într-o singură poză a divinității. De la faptul că trebuie să contract partea de jos și trebuie stată postura de meditație și sunt și multe alte elemente, cum ar fi un anumit cuțit ritualic. Cuțitul ritualic care simbolizează tăierea atașamentelor. Tăierea atașamentului față de corp, a ego-ului, pentru că altfel n-ai cum să dezvolți o asemenea practică atâta timp cât încă ai foarte mult atașament. Și aici este un element foarte important. Practica detașării. Da, asta este un element foarte important în budism, este atașamentul și aversiunea. Amândouă sunt la fel de dăunătoare. Atașamentul pentru că ne apucăm să căutăm tot timpul obiectele care ne fac plăcere, obiectele, fenomenele, persoanele, practicile chiar, dar noi suntem atașați de plăcerea aceea pe care ne oferă și vrem să o luăm și pe cealaltă parte avem aversiunea, adică fuga de tot ceea ce ne deranjează. Ne deranjează durerea fizică, ne deranjează boala, ne deranjează moartea, ne deranjează toate astea de care fugim. Fuga asta de toate astea este la fel de dăunătoare precum atașamentul. Și este un punct foarte interesant în budismul tibetan, unde se pune accentul tocmai pe această iluzie, cum se numește lumea iluzorie sau samsara. Adică lumea care se naște din fuga către acest atașament sau fuga de ceea ce nu ne place și vrem să îndepărtăm. Pentru că am vorbit despre partea aceasta informațională din cartea Torța Certitudinii și Vlad Nicodim ne-a oferit foarte, foarte multe informații și a venit și cu exemplificări ale anumitor posturi, ale anumitor zeități. Aș vrea pentru cei care ne urmăresc acum pe final 2-3 minute și de parte practică ce înseamnă de fapt în meditație, ce înseamnă, cât de importantă este postura, cât de importantă este, cum spuneai mai devreme, respirația. Mă duce cu gândul la pranayama. Cât de importante sunt alte lucruri care țin efectiv de zona aceasta practică în care putem să punem cumva toate informațiile pe care noi le-am obținut din cărți și din având cumva baza teoretică. Pentru că, dacă nu mă înșel, Vlad, așa cum spuneam într-o intervenție anterioară, vorbind despre o altă carte, este practician yoga, tantra și dzogchen, dacă mi-aduc eu bine aminte. Hai să vedem! În primul rând, cred că este foarte important și să recunoaștem unde este nivelul nostru de început, ca să știm de unde pornim. Și atunci e foarte importantă, pe lângă ce ai spus tu, relaxarea, postura,
și respirația, este foarte importantă și mintea. Și atunci este un exercițiu foarte bun în care adoptăm o postură, putem să luăm, sunt câteva puncte cheie ale unei posturi corecte de meditație. În primul și în primul rând, spatele trebuie să fie drept. Spatele trebuie să fie drept, bărbia trebuie să fie puțin retrasă, astfel încât ceafa să se îndrepte. Picioarele ar fi foarte bine să fie preferabil în lotus. Eu am făcut acest experiment, am văzut calitatea meditației în turcește și în lotus. Este o diferență considerabilă. Picioarele încrucișate pe cât posibil, genunchii cât mai jos. Dacă avem o problemă cu aducerea genunchilor jos, putem folosi o perniță pe care să stăm pentru a se duce, pentru ca genunchii să se ducă în lateral și în jos. În Zen se stă în poziție de meditație așa. În alte tradiții se pune mâna cealaltă deasupra. Acum e o întreagă discuție aici, dar ar dura foarte mult. Foarte important este ca umerii să fie foarte relaxați și să începem să relaxăm corpul de la, chiar de la mușchii frunții, mușchii obrajilor, gâtul, pieptul, până jos. Este exact ca o curgere de relaxare mușchii umerilor se relaxează curgând în mușchii mâinilor, care se relaxează la rândul lor și tot așa până la mușchii picioarelor. Limba este bine să fie orientată în sus. Respirația se face pe nas. Eu prefer meditația cu ochii deschiși sau ca în Zen întredeschiși. Pentru că dacă avem ochii închiși de foarte multe ori, dacă stăm și medităm o oră, ne va lua somnul. Și în afară de faptul că dacă ținem ochii întredeschiși, cumva se creează în timp această experiență de non-dualitate în care nu mai există subiect-obiect. Asta mai târziu. Faptul că medităm cu ochii deschiși ne ajută mai mult în momentul în care putem să vizualizăm, să focalizăm un obiect, ca acel obiect să devină obiectul, mă rog, înțelegi ce vreau să spun, să devină obiectul concentrării noastre. Ne concentrăm, medităm pe un anume obiect. Uh-huh. Sau ne concentrăm pe anumite părți ale corpului nostru, pe care încercăm să le vizualizăm, să le simțim. Da. Deci asta este la început. Sigur că este foarte indicat să medităm pe un obiect. În ce sens? Că aici voiam să ajung. Imediat ajung la aspectul ăsta. Voiam să spun că după ce adoptăm postura și ne relaxăm complet, aș recomanda să se înceapă cu un exercițiu foarte simplu în care efectiv stăm liniștiți și observăm ce se întâmplă în mintea noastră. Și la început este foarte bine să zicem, avem 10 minute și efectiv vedem cam câte gânduri trec prin minte, fără să le, nici nu ne gândim noi special la ele, dar nici nu stăm să ne fixăm pe unul din ele. Pur și simplu lăsăm mintea fără să-i facem nimic și vedem câte gânduri vin de la sine. Și este foarte bine să le putem număra, de aia există un astfel de instrument, se numește mala. Bine, el este de fapt pentru număratul mantrelor, dar este foarte bine să numărăm. Imediat cum a venit un gând, mutăm o bobiță și tot așa. Și fii atent, acest obiect personal l-am văzut și în cultura islamică. Da. Și l-am mai văzut, îmi scap acum numele, l-am văzut și la noi în tradiția creștină ortodoxă. Mătănii. Mătănii și mai spune într-un fel, dar chiar îmi scap acum, are o denumire. Da, regul Chirac, cu cruciulița. Da. Este folosit în special pentru a număra câte
rugăciuni sau mantre, dar în această practică este foarte folositor și pentru a număra câte gânduri ți-au venit. Și în funcție de câte gânduri ți-au venit, vezi cam unde te afli. Deci după ce ți-ai relaxat corpul, stai 10 minute, în 10 minute vezi cam câte gânduri ți-au venit. Te uiți după aia unde ai ajuns și numeri și zici, mi-au venit 10 sau mi-au venit 50. Ideea este că prin practică, natura minții, așa cum se spune în Dzogchen, este claritatea. Deci tot ce vine în minte, fără să vrem noi, este ceva neclar. Și asta înseamnă că mintea ne controlează. Dacă noi nu putem să stăm, de exemplu, să avem controlul asupra minții, să nu ne vină gânduri în minte dacă nu vrem, ceea ce nu este nimic supranatural. Mulți oameni mi-au zis, nu, este imposibil asta. Nu e deloc imposibil, este foarte posibil. Trebuie doar să nu ai mintea agitată. Este exact ca analogia cu suprafața lacului. Cu cât suprafața lacului este mai învolburată, cu atât luna și stelele care se reflectă vor fi distorsionate, nu se va înțelege nimic. În momentul în care lași să se liniștească, apare claritate și poți să vezi multe lucruri mult mai aproape de natura lor reală. Deci, în primul rând, pe asta aș insista eu foarte mult, pe această liniștire a minții, până în momentul în care putem sta 10 minute, o jumătate de oră, fără să vină gânduri în minte, fără voia noastră. Deci asta este unul. Acum, în legătură cu ce spuneai, ca să răspund la întrebare, această focusare pe un obiect exterior este o tehnică foarte bună, pentru că ce se întâmplă? În momentul în care îți focusezi foarte mult atenția și energia pe un obiect exterior, gândurile încetează să mai vină. Și atunci este o metodă să dezvolți această liniștire a minții prin această focusare pe un obiect. Este foarte bine ca obiectul acela să fie la mai mult de, să zic, la mai mult de un metru în față, să fie cam minim un metru, să nu fie foarte aproape, dar nici foarte departe ca să ne încordăm privirea și să rămânem focusați pe acest obiect și să observăm cum această focusare pe obiect face ca fluxul gândurilor să scadă. După ce reușim să stăm focusați pe acest obiect mult timp fără să avem gânduri, se poate trece la nivelul următor, în care renunțăm la obiect. Problema cu această tehnică, orice tehnică are avantaje și dezavantaje, problema cu această tehnică este că ajungi să te încordezi foarte mult mental, pentru că vrei să menții cât mai mult focusul ca să nu ai gânduri. Și atunci apare această încordare interioară pe care am experimentat-o și problema este când vrei să scapi de obiect că o să fie destul de greu dacă te-ai obișnuit așa. Deci este o metodă foarte bună și folosită în multe tradiții, dar eu aș îmbina-o totuși și cu alt fel de exercițiu. Pentru că ideea în meditație nu este să depindem nici de o tehnică și nici de un obiect pe care să ne focusăm. După care putem pur și simplu să stăm cu ochii semideschiși și să privim undeva în gol, dar să fim foarte conștienți, foarte prezenți. Și aici este o mare diferență între că sunt mulți care sunt adepți ai substanțelor psihotrope. Eu nu sunt împotriva niciunei substanțe, dar ideea în meditație este claritatea. Sunt persoane care spun, eu fac practic zen, dar îmi militează pentru tot felul de substanțe psihotrope. Zenul presupune maximă claritate. Orice substanță nu îți va da claritate. Îți va schimba starea, sigur că poți să experimentezi, vorba aia, Stanislav Grof cu terapia, cu LSD și o grămadă de lucruri interesante, dar nu este o formă de meditație. Meditația este când ai mintea foarte limpede, ai o prezență foarte puternică și foarte multă claritate. Și cam atât în mare. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre
meditație, despre practica spirituală cu sprijinul cărții Torța Certitudinii de Yangon Control, o carte apărută în colecția Himalaya a editurii Herald, și a fost alături de noi Vlad Nicodim, psihoterapeut, practicant yoga tantra dzogchen, care pe lângă baza teoretică a acestei cărți și ceea ce înseamnă budismul tantric tibetan, a venit și cu partea de exemplificări și cu ceea ce înseamnă o postură corectă, o respirație corectă în practica meditativă. Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi și ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. La revedere, să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută!